Polițiștii hunedoreni au efectuat controale în trafic în contextul aderării României la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. A fost operaționalizat la nivel național un nou sistem de verificare a documentelor de identitate. Cu această ocazie au utilizat și noul sistem informatic, care presupune verificarea persoanelor prin scanarea documentelor de identitate. În cadrul activităților desfășurate de către polițiștii hunedoreni sâmbătă noaptea, elementul de noutate din cadrul acțiunilor pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere a fost acela că, pentru verificarea persoanelor, polițiștii au utilizat aplicația EDAC, instalată pe telefoane și tablete. Cu ajutorul acestei aplicații sunt interogate bazele de date ce conțin informații de interes operativ. Polițiștii au continuat activitățile de control în trafic în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere cauzate fie de viteză excesivă, fie de consumul de substanțe interzise sau de alcool. În acest sens au fost utilizate aparatele din dotare, iar ca și element de noutate, odată cu aderarea României la spațiul aerian și maritim Schengen, au fost utilizate și terminalele mobile printr-o aplicație specială în care au fost introduse datele persoanelor verificate, au fost scanate documentele de identitate ale acestor persoane, iar într-un timp foarte scurt au fost comunicate toate informațiile de interes operativ necesare desfășurării acestor activități cu caracter preventiv. Bineînțeles, aceste activități vor continua și în perioada următoare, în scopul asigurării unui climat de ordine și siguranță publică. 31 de autoturisme au fost verificate prin intermediul aplicației EDAC. 59 de persoane au fost legitimate și verificate în aplicația menționată. Au fost efectuate 12 testări alcool test și a fost reținut un permis de conducere pentru consum de alcool, fiind aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 1485 de lei.